Care este partea proiectului transfrontalier We Play in Europe. În deschidere să ascultăm imnurile Republicii Bulgaria și României. Principala activitate, jocul.
вкратце тя обяснява какви са целите на проекта, какво представлява проекта Трансграничен проект, в който участват училища, с цел да се опознаят културните традиции и спортни, да се обмени опит в спорта. Și cum se poate realiza mai bine cunoașterea unui partener și cum se pot lega mai bine prietenii dacă nu prin joc. De aceea, activitățile din acest proiect au fost și până acum și vor fi și de aici înainte, centrate pe jocurile copiilor în două forme diferite ale jocului, jocul popular și jocul sportiv. În zilele acestea se vor desfășura două evenimente majore prin care copiii noștri, români și bulgari, să continue ceea ce au început la Pleven în luna martie, să se cunoască și să se împrietenească. Cele două evenimente vor fi spectacolul de folclor de astăzi, în care vor performa formații de muzică populară și de dans atât ale copiilor din Corabia, cât și ale copiilor din Pleven, și turneul de fotbal masculin și feminin, care se va desfășura mâine și poimâine la sala de sport Lulu Stănescu. Участниците в този проект на децата знаете, че някои от мероприятията вече ги проведохме в Плевен, както концерта в драматичния театър Плевен, така и спортните мероприятия, които проведохме. Сега през тези два дена предстоят подобни мероприятия. Това е едното събитие в тази зала, Фолклорното. И утре са спортните мероприятия футбол момчета и футбол момичета. Având convingerea că și în această etapă care se desfășoară la Corabia, obiectivele principale ale proiectului, cunoașterea identității și culturii specifice popoarelor români și bulgari și consolidarea prieteniei dintre noi se vor realiza cu același succes, ca și în activitățile de la Pleven, vă invit să fiți participanți și colaboratori activ la acest proiect. Înainte de a începe efectiv activitățile din această etapă, permiteți-mi să mulțumesc partenerilor noștri de la Pleven pentru oportunitatea pe care ne-au oferit-o de a ne cunoaște mai bine și pentru reușita activităților pe care le-am realizat împreună până acum. Основната цел на проекта е да се опознае културното наследство на Корабия и на България, на Плевен, да се опознаят учениците, да доведе до тяхното сприятеляване, доколкото е възможно. И благодаря много на нашите партньори от Плевен, които до сега активно ни съдействаха за реализиране на мероприятията както в Плевен, така продължават и в Корабия. Aș vrea să mulțumesc elevilor Școlii Gimnaziale Virgil Mazilescu, Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, Școlii Gimnaziale Giuvărăș și Grupului Școlar Danubius și Clubului Copiilor și, nu în ultimul rând, elevilor noștri, care sunt parte din echipa noastră de joc. Mulțumesc doamnei Tatiana Genova, director de la Liceul Stoian Zaimo, pe care o poftim pe scenă, și domnului Nicolae Todorov, președintele Asociației Sport Club Pleven. Благодаря на първите наши ученици от училището, на всички участници в спортните мероприятия и в танцови състав. Благодаря на госпожа Генова, която поканим на сцената да кажи няколко поздравителни думи, и на господин Николай Тодоров. Уважаеми ученици, скъпи учители, изключително благодаря на директора на училище Александър Кузър за това, че направи стойностен анализ на нашите партньорски отношения към момента от транснационалния проект България-Румъния. Бună ziua, стимаци елев, бună ziua, стимаци колеги. De prima dată vreau să mulțumesc directoarei Colegiului Cuza pentru prezentarea scurtă, dar frumoasă a proiectului, a rezultatele în reușite din acest proiect, până acum. Nică obeleji în dneșnie den,
с много песни, стръжни хора и спортни инициативи. Те са в знак на нашата обич и уважение между нашите два народа. Deci vreau să vă spui că dansurile și activitățile sportive sunt rezultat din, cum se zice, prietenia noastră care între ambele popoare, prietenia care deja o să se creeze între tineretul României și Bulgariei și doresc succes tuturor participanților și tuturor care o să se bucure de aceste spectacle. Ние сме изключително благодарни на румънските войни, участници в освобождението на Плевен, дали кръвта си за нашата свобода. Noi suntem foarte recunoscători soldaților voastre români, care a lăsat oasele lor pentru eliberarea Plevnei în anul 1877 în luptă cu turci. Като потомци на два славни народа, днес ние отбелязваме националния празник на Румъния и 9 май Деня на Европа. Двата народа вървят по един общ път, пътя на Европа. Нека днешния празник обедини още повече нашите усилия в трудните моменти да преодоляваме всички обстоятелства, които ни предстоят и за напред към постигане на една обща цел. Ме бухур, късите масти, аз елътор де бой, зила Европе, зила вастра национала де индепенденца. Ne bucurăm că împreună o să ne bucurăm de dansurile noastre populare și ale voastre, care sunt foarte asemănătoare, o să vedeți, și portul național se apropie de portul național a României, așa că vă urez o petrecere frumoasă. На всички вас желаем много здраве, много упоритост и хубав празник. Бъдете много упорити към постигане на още по-добри резултати в учебния процес. Tuturor vă urez multă sănătate, multă speranță în viitor, că n-are să fim cum suntem acum. Credem în voi, vrem să învățați la școală așa de bine ca să puteți să vă realizați în viață și vă doresc un spor în viață. Честит празник на всички! O zi festivă tuturor! Mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici și să înceapă manifestările. Mulțumim за участието и да започне тържество. Mulțumim! Acum vă invităm să luați parte la spectacol. Invităm în scenă ansamblul Daga din orașul Pleven, Bulgaria, coregraf Anita Todorova și Albena Krasteva. Vor prezenta o suită de dansuri și cântece bulgărești. Haideți să-i aplaudăm! Thank you.
copiilor și coregrafilor lor. În continuare, vom urmări un spectacol muzical coregrafic susținut de Orchestra Mugurașii Oltului, conducătorul muzical Mito Bucureșteanu și instructori Sița Emireanu și Dragoș Marcu, dar și de ansamblurile coregrafice Danubius și Danubius Junior, coregraf Florea Maria. Împreună cu cele două ansambluri, îi vom asculta pe soliștii vocali Gianina David și Alexandra Andrei, Cătălina Beșcucă și Carmen Cealăcu. Soliștii instrumentiști Denisa Odăianu la nai, Georgiana Naidin la vioară și Viorel Gălan la fluier și ocarin. Thank you.
Thank you.
Thank you.